mulți ani fericiți și tot în doar. Și am greșit, nu? Nu ai greșit. Mulțumesc. Dragii mei, sper că i-am făcut o surpriză. Sper că a fost o surpriză pentru tine, nu te așteptai. Atunci când se va difuza materialul, tu vei fi mai bătrân, oricum. Da, probabil cu câteva zile, într-adevăr. Mulțumesc pentru această surpriză și nu știu, nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Sergiu, vrem să te cunoaștem mai bine. Mulți dintre sătmărenii te cunosc, dar vrem să te cunoaștem și mai bine, să vedem cum ești dincolo de scenă. Și pentru asta ne-ai invitat aici la cea de-a doua casa ta. Da, putem să-i spunem cea de-a doua casă, da, într-adevăr. Așa? Și vrem să vedem locuri pe care probabil telespectatorii nu au avut ocazia să le vadă, că noi mergem doar în sală. Da, putem merge unde dorești tu, acolo mergem. Bun, hai să mergem și pe urmă povestim. Ok, haide. Așadar, Sergiu Tăbăcaru, așa cum am spus alături de mine, o să începem cu începutul și să-mi spui de cât timp ești tu actor la Teatrul de Nord și cum ai luat-o înspre drumul acesta, să spun așa. Sunt actor din 2008, septembrie-octombrie, nu mai țin minte exact, adică de 11 ani. Sincer, mă gândeam ieri, la un moment dat, dacă îmi vei pune această întrebare, ce să-ți răspund? Nu știu. Chiar nu știu. Țin doar atât minte. Când eram prin clasa 10-a, la școală sau... Unde ai fost la liceu? Doamna Stanca. Acolo cred că mi s-a înfiripat lucrul acesta. Doamna dirigintă, doamna Bozero, ne-a îndrumat spre lucrul ăsta. Aveți abonamente la teatru? Da, sau? Da, anual, tot timpul, clasa noastră avea... Eram destul de rău când veneam la teatru. Adică mai mă... Neliniștit, mă fâțâiam, mai comentam. După ce am avut experiența cu trupa școlii, am ajuns aici la teatru, am avut niște discuții cu câțiva actori. Apoi am și jucat într-un spectacol aici, în Antigona, regia Gelu Badea. Mi-am dat seama ce înseamnă să fii actor și cât de mult înseamnă să, vorba aia, să taci din gură când te uiți la spectacol. Și de atunci mi s-a schimbat brusc atitudinea față de ceea ce înseamnă teatru. Până atunci eram agitat, mai în stânga, mai în dreapta, mai șu. De atunci, din momentul acela, s-a oprit. Mi-am dat seama că unui actor nu-i destul să-i oferi prezența ta și atenția ta. Deci cam de atunci, de prin clasa 10-a. Pe cine admirai tu foarte mult la începuturile tale pe scenă și acum ai ajuns să joci alături de? Așa. În momentul acela era actor aici Puiu Ardelean. Din păcate, pe când am ajuns eu, Puiul s-a dus în America, n-am apucat să joc cu el. Dar sunt mulți actori pe care atunci îi vedeam și am reușit să joc cu ei, ca de exemplu domnul Carol, Erdős, Dana Moisuc. Îi țin minte pe cei care sunt aici de mult timp. Sorin Oros era atunci și l-am prins și eu. Stai să mă gândesc. Am cer scuze. Franță, sunt mulți. Da, sunt cei care sunt aici de ceva vreme. Ciprian Vultur, da, tot timpul. Sau domnul, doamna Vaida, domnul Blaga. Veneam la spectacolele domnului Blaga și, nu știu, eram așa. În orice spectacol juca domnul Blaga, râdeai. Era așa o explozie de energie și de umor. Și am ajuns până la urmă să joc cu el și mi-am dat seama că e dificil să joci cu actori care au o anume experiență peste tine.
Și da, e o experiență să joci cu cineva care are încă atâția ani cât ai tu în spate ca experiență. Să știi că eu te-am văzut în piese de teatru și nu știu de ce sau de unde te-am asociat oarecum cu domnul Blaga. Nu știu de ce sau... Nu e singură, nu e neapărat un compliment, dar nici... E o constatare. Mi-au mai zis cineva, măi, vezi că te duci într-o zonă. Nu mi-au zis-o ca un lucru rău, dar nici ca un lucru de bine. O ca o observație. Da, posibil. Nu zic nu. Deci nu ești prima. Ok. Bun, și după ce ți-ai dat tu seama că îți place să faci asta... Tu mai aveai alte planuri în mintea ta, mi-ar plăcea să devin doctor, să nu știu ce, și până la urmă totuși să te cucerească teatru. Ai avut și alte planuri de rezervă. Of. Principale și acesta a fost de rezervă. S-ar putea să fie ăsta de rezervă. Da, am avut. M-am gândit, tot timpul am vrut să fac ceva în zona sportului. Deci tot timpul eram pe sport. De când eram mic, mă știu, când eram în vacanță la bunici, bunica după noi, haide să mâncați cu... Vergeaua după noi. Tot timpul eram la fotbal. Da, vroiam să fac ceva în zona asta. Nu neapărat să fiu fotbalist sau să practic. La un moment dat mă gândeam management sportiv. Nu, n-a fost să fie. Până la urmă tot teatru a ajuns. Dar da, unul dintre visele mele pe care oarecum în momentul acesta mi-l îndeplinesc era undeva în zona sportului. Dar... N-a vrut să fie. Așa că la bătrânețe m-am apucat de asta acum. Bun, spune-mi care piesă în care te-ai regăsit cel mai mult, ce rol ți s-a potrivit cel mai tare din toate pe care le-ai avut, doar unul. Unde ai simțit tu că ai jucat cel mai bine, că ai fost cel mai apreciat, că l-ai învățat foarte ușor sau... Acum asta cu am jucat cel mai bine, dacă e să fiu subiectiv, în toate am jucat. Dar nu e așa. Nu știu. Nu... Poate Clinica Sinucigașilor. Poate rolul acela mi-a plăcut puțin mai mult și cred că... Da, cred că Clinica Sinucigașilor. Te simți oarecum dezavantajat de faptul că trăim în satul mare și nu avem aceeași șansă ca și cei din capitală, cam în toate domeniile? Nu. Nu mă simt dezavantajat. Depinde cum privești tu lucrurile. Dacă obiectivul tău e să joci în filme, știi chestia asta cu mamă, sunt actor, în ce film joci? Nu, sunt actor de teatru, nu sunt actor de filme. Dacă vroiam să fiu actor de filme, mă duceam acolo. E un dezavantaj că stau în satul mare? Da, dacă vreau să joc în filme. Nu, dacă joc teatru. Pot să joc și aici teatru. Un regizor poate să vină și aici. Nu trebuie să mergem noi toți din trupa de teatru în București sau oriunde altundeva. Nu, eu nu privesc ca un dezavantaj că stau în satul mare. Obiectivul meu nu e să câștig uniter sau să fiu cel mai bun actor sau să fiu pe scenele din București, din Cluj. Nu, dacă vreau să fac asta, pot să mă duc și cu teatrul de aici. Am fost, am jucat și pe scenele din București. Obiectivul meu nu e ăsta. Așa că nu îl privesc ca un dezavantaj să stai în satul mare. Sunt dezavantaje că stăm în vest, în nord-vest. Da, sunt dezavantaje. Dar dacă asta în fiecare zi să mă gândesc la asta, nu mi-aș... Nu știu cum să-ți spun. Mi-aș... Zile negre. Zile negre degeaba. De ce să visez să ajung la București când pot să fiu fericit și să-mi găsesc fericirea aici în satul mare. Eu o privesc ca o prostie să stai toată ziua. Ce bine ar fi fost dacă m-aș fi născut în Suedia. Nu, m-am născut în satul mare și da, dacă vreau să mă duc, se poate. Tu nu ai putea să mergi, dacă ai vrea, în București? Când vrei poți să mergi. Totuși, dacă ar fi să joci într-un film, cu ce actor, actriță ți-ar plăcea să joci? Film. Ca să nu par un actor atât de prost, n-aș vrea să joc cu Brad Pitt sau cu Leonardo DiCaprio. Chiar am văzut acum un film, a fost odată în Hollywood, Once Upon a Time.
Nu aș vrea să joc cu actorii ăia de acolo. Triție, cu niciunul, nu ți s-ar plăcea să... Măi, n-aș ști ce să fac. Dacă ar veni cineva la tine și aș spune, Sergiu, în momentul acesta, orice nume spui tu, vine... mâine începe filmarea. Cu cine? În primul rând, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, neapărat. Unul. Nu, unul, ai zis oricine. Păi faci tot filmul acum. Angelina Jolie, aș vrea să joc cu ea. Da. Da, o admir de mult. Am văzut primul ei film, dacă mă întreb cum se numește primul ei film, nu pot să zic titlul. Tinereți furate sau așa ceva. Nu era ea încă diva supremă. Genial film. Și genială ea. Da, cu ea. Bun, dar acum cei mai buni actori din lume, da, sunt acolo la Hollywood, la unde sunt ei, noi cei care nu putem să ne dăm seama atât de bine de ce sunt cei mai buni, pentru că sunt atâtea filme, atâția actori buni. Te întreb pe tine, un actor, că tu poți să-mi dai un răspuns avizat, sunt cei mai buni? Adică, de ce sunt cei mai buni? Sau pur și simplu... Acum să-mi pun fularul alb și să-ți dau un răspuns. Să-mi dai un răspuns. Așa. Da, ai dreptate. Nu cred că cei mai buni, cei mai... în box office, cei mai căutați, nu cred că într-adevăr sunt cei mai buni. Pentru că vorbeam zilele astea cu cineva, vorbeam de exemplu de Will Smith, că e underrated, adică joacă doar în ultimul timp filme cu supereroi, cu pușchi, pușchi, tanki, tanki. Și cred că el poate mai mult. Da, a avut câteva filme în care chiar și-a făcut treaba bine. Și nu cred că cei care iau Oscar sunt chiar cei mai buni în anul acela. Sunt foarte multe filme independente sau cu un buget mult mai mic, care nici măcar nu se iau în calcul. Și sunt filme europene care Oscarul european sau iau filmul pentru cel mai bun film european. Sunt actori în acel film care ar putea lua Oscarul cel mare, nu pentru film european. Acum să-ți dau un actor care chiar n-aș putea. De exemplu, spune, îmi scapă numele, cine a jucat în Pirații din Caraibe. Ah, da, îmi place mie. Ai văzut? Johnny Depp. De exemplu, el chiar face în fiecare film un rol. Uite, el chiar e un actor complet. Deci am ales bine, nu? Ai ales bine, da. El mi se pare un actor, sau... cine face acum noul film din Joker. Joaquin Phoenix, parcă. Nu știu dacă am pronunțat bine. Și el e un actor care îl cam vezi în fiecare film diferit, altfel. Recomandă-ne un singur film. Un singur film? Poate să fie el din orice an, dar merită văzut. Acum m-ai pus în încurcătură. Uite, îți recomand un film, chiar nu am discutat despre asta, chiar nu sunt genul ăsta, dar un film care mie mi-a plăcut foarte mult, dar eram copil. Braveheart. L-am văzut, cred că, de vreo 6-7 ori. Deci, când l-am văzut prima oară, eram un copil. M-a fascinat. Și l-am văzut după aia... Într-adevăr, l-am văzut acum vreo 2 ani. Nu era cum mi le-am duceam aminte, dar mi-ai zis să-ți recomand un film care mi-a intrat mie și Braveheart. Poți să-l urmărești. Trecem puțin în altă zonă și vorbim despre Improștim. Da, putem vorbi despre Improștim. E un concept relativ nou în România, impro. La noi în teatru a fost adus de Andrei Stan, actor la noi, și mi se pare un concept așa fresh, care mie foarte mult îmi place. Avem trupa, cred că de 3 sau 4 ani, nu mai știu exact, avem ieșiri cu Improștim în mai multe orașe. De exemplu, am fost cu 2 ani, am fost în București la un workshop cu de impro, care pentru noi a fost un plus pentru experiența noastră. Da, uite, de exemplu, Improștim, trupa Improștim, genul acesta de spectacol, mie simt
că e ceea ce mi se potrivește, da. Putem să improvizăm ceva? Nu, nu. Nu se poate. Improștim în impro. Adică tu să improvizezi ceva. Avem unele reguli. Da, e improvizație, dar trebuie să respecti niște reguli. Și acum nu, cred că... Nu se poate decât în grup. Măi, se poate și singur, dar... Și solo. Dar trebuie să ne alegem un exercițiu. Sunt mai multe reguli, da. Am înțeles. Spuneai de sport la începutul interviului și pentru cei care nu știu, Sergiu... Da. Înainte să îmi continui ideea, am să spun un secret. Eu sunt prietenă, suntem prieteni de familie cu fratele lui și înainte să spun lui Sergiu, trebuie să mă gândesc să nu încurc Sebi. Da, nu ai fi prima care mă confundă cu el. Sau trebuie să mă gândesc ca să nu... Pe mine cu el, da, se întâmplă. De exemplu, vorbeam acum câteva... Nu, ieri vorbeam cu fratele meu și îmi zicea... Mi-a zis cineva... Măi, lasă tu că tu ai fost acolo și ai făcut aia și ai făcut aia. Și el a zis, nu, mă confundați, ăla e frate meu, nu eu. Sau mi se întâmplă... ușor așa să spuneți, chiar dacă ați făcut ceva, că nu da, eu. Da, e și asta o scuză, variantă. O variantă. Mi se întâmplă să mă întâlnesc pe stradă, să mă salute lumea și să nu știu cine. Mă duc acasă, îl sun pe frate meu sau mă întâlnesc cu el, vezi că m-a salutat... Cineva arată așa. Da, pe mine vroia, dar ne-a încurcat. Bine, poate să te salute și de la teatru, adică, știi, să te cunoască ei pe tine și tu să nu-i cunoști. Da, bun, e posibil. Și ca să-mi continui ideea, Sergiu este și arbitru de fotbal, bine zic. Și arbitru și membru fondator într-o asociație. Arbitru sunt de 8 ani de zile, cred, da? În ultimul timp mai rar, pentru că mă ocup mai mult de echipa pe care am fondat-o împreună cu alți 4 oameni, 4 sau 5, suntem mai mulți. Arbitru m-am apucat pentru că, cum am zis, nu am putut să fac fotbal, nu am fost destul de bun și atunci am zis totul să nu mă îndepărtez de zona asta. Și... Fratele meu s-a apucat mai devreme și am zis, hai, ajută-mă și pe mine să mă duc. Am făcut cursul și chiar mi-a plăcut. Chiar dacă mulți zic că, măi, la nivelul ăsta de județ, la noi, sau e greu. Sergiu, am auzit că știi să gătești. Ai, de unde ai auzit? Măi, nu știu, am auzit de așa, pe aici prin oraș se vorbește că actorul Sergiu Tăbăcaru este mare bucătar. Nu, ai auzit greșit. Doar așa, ratotă și bundașkenier. Nu, îmi place, e diferența dintre a-ți place să gătești și să știi să gătești. Am încercat la un moment dat să fac o ciorbă, am dat un kix, am dus ciorba la porci, n-a ieșit nicicum, dar, de exemplu... Asta sună bine, porci mănâncă kix. Da. Nu, da, nu... E mult spus gătesc. Specialitatea acasă e cheesecake. E complicat, nu? Eu n-am făcut niciodată. Nu era așa de complicat. Jamila te ajută. Adică, da, fac cheesecake și chiar ieri, pentru azi, am făcut de ziua mea, am făcut un cheesecake. Din fericire, mi este bine. În rest, ciorba nu, paste, adică pot să fac paste, cred că oricine poate să facă paste dacă încearcă. Reușesc să fac paste din orice. Dacă nu mă duc expre pentru asta la alimentară, ce găsesc în frigider, le amestec cumva, mai pun un sos de bulion și iese un sos. Adică, da, mă pasionează, dar e mult spus, mă pricep. Da. Mai am până să mă pricep. Bine, dar oricum îți place în bucătărie, asta era ideea. Sunt puțini bărbați cărora le place, sunt, dar totuși mai multe doamnele care se... Da, pot să zic că da, îmi place. Îmi place, bine, îmi plac multe lucruri. Ce-ți mai place? Oh. Ce pasiune ai așa ascunse? Așa, îmi place să mă joc pe PlayStation, îmi place FIFA, îmi place să mă joc Football Manager pe laptop, îmi place să tund și... Ce să tunzi? Iarbă sau oamenii? Îți spun acum. Fac de 3 săptămâni fac un curs
de frizer. Vreau să știu să tund. Nu vreau să profesez, dar vreau să știu să tund. Și m-am apucat de un curs și chiar mă gândeam ce o să fac eu după ce termin cursul, pe cine să tund. Și m-am gândit și am găsit deja, o să-ți spun după interviu ce o să fac. Și da, m-am apucat să tund. O să tund. Stai un pic, că la noi funcționează aici totul, le spunem și lor, nu spui doar mie. Că ei trebuie să afle și... Nu vreau să pară că mă laud. Dar nu te lauzi, eu te-am obligat să-mi spui. Vreau să mă duc la asociații care ajută oameni nevoiași și să fac o zi pe lună, o zi pe lună, nu pot mai mult, o zi pe lună să tund gratuit. Bine, nu o să tund fashion, dar... La un moment dat poate să tund fashion? La un moment dat. Nu, deocamdată... Basic. Foarte frumos. Adică și eu sunt tuns de două colegi de ale mele ieri. N-au avut model și atunci m-am oferit eu. Foarte bine. E una dintre pasiuni pe care, având timp liber acum de la teatru, am zis, hai să o fac și pe asta. Eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să facem, la un moment dat, așa un mic curs în legătură cu ceva, ca să evoluăm noi. Asta spun, în fiecare an, măcar unul așa de 3 zile, și dacă nu ne permitem sau nu putem mai mult, ceva puțin. Nu, corect, la mine urmează. Deci am un program pe bucket list, curs de gătit, salsa... Și cam atât, că deocamdată atât. Este anul acesta sau în viitorul? Măi, anul ăsta nu știu dacă mai apuc. Sper să apuc cursul de salsa. Chiar dacă nu prea îmi place mie să dau 1, 2, 3, 1, 2, 3, dar vreau să-l fac împreună cu soția mea. Deci mai urmează. Și într-adevăr, e bine dacă ai măcar un pic de timp liber să faci ceva, nu știu, să stai așa să te gândești, băi, ce mi-a plăcut mie? Mai de mult, adică ce mă fascinează? Așa. Nu trebuie să faci la nivel de artă nimic, adică dacă îți place grădinăritul, nu trebuie să faci să-ți cumperi 14.000 de reviste și să faci grădina visurilor. Nu. Poți să plantezi o roșie. Urmează. Sergiu, de cât timp ești însurat? Septembrie 8, un an de zile. Mulți înainte. Mulțumesc. Da, am împlinit un an acum două săptămâni. Două săptămâni. Da, Spune-ne ceva frumos despre soția ta. Ce îți place cel mai mult la ea? Ce îmi place cel mai mult? E un suflet mare. E foarte sufletistă. După un an de zile descoper lucruri noi și asimilez lucruri noi. A fost un an, pot să zic, cu bune, cu rele. Sergiu, o ultimă întrebare. Așa. Care este cea mai mare dorință ta în momentul de față? Dar acum să fii sincer. Ai fost și până acum, nu de asta spun, dar vreau să fii sincer, adică... Dacă nu eram sincer, multe nu-ți povesteam. Cea mai mare dorință în momentul acesta? Să am un copil. Și sper că va urma. Da, ăsta e cel mai mare lucru pe care eu mi-l doresc acum. Doamne ajută! Mulțumesc! Următorul interviu să facem cu bebe. Da, să sperăm. Să sperăm că cât de curând. Îți mulțumesc tare frumos că ai acceptat invitația. A fost o plăcere să stau de vorbă cu tine. Cu mare drag. Și ți-am spus, vreau să ne reîntâlnim și peste, nu știu, un an și ceva și să-mi dai vești bune. Să sperăm. Mulțumesc pentru invitație și cu mare drag.